Hei salutare dragi prieteni și pentru că în curând se apropie sesiunea din toamnă, astăzi fac un videoclip dedicat pentru cei care susțin bacalaureatul în această toamnă și vom rezolva modelul de rezervă propus de Ministerul Educației. Vom încerca să pătrundem adânc în el și să vedem cum trebuie să rezolvăm cele 5 cerințe, textul argumentativ și subiectul numărul 2. <coughs> Așadar, să începem prin lecturarea fragmentului. O să-l afișez pe ecran. Citiți-l cu atenție împreună cu mine. M-am născut la București. Dar chiar în acel an, tata a fost mutat cu garnizoana la Râmnicu Sărat și cele din tâi amintiri se leagă de acest oraș. O casă mare cu multe încăperi și sarcâmi în dreptul ferestrelor. În fund, curtea și apoi grădina care mi se părea uriașă, înecată sub prunc, aici și gutui. Cea mai veche amintire, cred că aveam mai puțin de 3 ani, în grădină cu fratele meu și un câine mare, alb, picu. Ne rostogoleam străin iarbă. Alături pe un scăunaș, mama stând de vorbă cu o vecină. Dar mai cu seamă îmi amintesc de o dupămează de vară, când toată casa dormea. Am ieșit din odaia noastră, a fratelui meu și a mea și de-a bușilea, ca să nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon. Aproape că nu-l cunoșteam, căci nu ni se îngăduia să intrăm decât la zile mari sau când aveam musafiri. Cred de altfel că în restul timpului ușa era încuiată cu cheia. Dar de data aceasta am găsit-o descuiată și tot de-a bușilea am pătruns înăuntru. În clipa următoare emoția m-a țintuit locului. Parcă aș fi intrat într-un palat din basme, storurile erau lăsate și perdelele grele de catifea verde erau trase. În o daie plutea o lumină verde, irizată, ireală, parcă m-aș fi aflat dintr-o dată închis într-un bob uriaș de strugure. Nu știu cât timp am rămas acolo, pe covor, respirând de -a nevoie. Când m-am deșteptat, am început să înaintez cu grijă pe covor, ocolind mobilele, privind cu nesați măsuțele și etajerele pe care se aflau așezate fel de fel de statuete, ghiocuri, sticluțe de cristal, cuțite de argint, privind mai ales oglinzile mari venețiene, în ale căror ape adânci și clare mă regăseam altfel, mai crescut, mai frumos, parcă eu însumi înobilat de lumina aceea ajunsă dintr-o altă lume. N-am povestit nimănui despre această descoperire. Simțeam de altfel că n-aș fi știut ce să povestesc. Dacă aș fi putut utiliza vocabularul adultului, aș fi spus că descoperisem o taină, ca și imaginea fetiței de pe stradă mare, puteam evoca oricând feria aceasta verde. Și atunci rămâneam nemișcat, aproape nemai îndrăznind să respir și regăseam beatitudinea de la început, retrăiam cu aceeași intensitate intrarea bruscă în paradisul luminii acelea neasemuite. Exercițiul acesta de recuperare a momentului epifanic l-am practicat mulți ani și regăseam întotdeauna aceeași plenitudine, în care mă lăsam să alunec ca într-o clipă fără durată, fără început și fără sfârșit. În ultimii ani de liceu, când mă luptam cu lungi crize de melancolie, mai zbuteam încă uneori să regăsesc domina de aur verde din acea dupămează de la râmnicul sărat, dar, deși beatitudinea era aceeași, era peste putință de suportat acum. Îmi agrava prea mult tristețea căci, de data aceasta știam că lumea din care făceau parte salonul și perdelele, de catifea verde și covorul pe care înaintam în genunchi și lumina neegalată, era o lume pentru totdeauna pierdută. Dragii mei prieteni, după ce am lecturat cu atenție fragmentul, este timpul să intrăm în tainele celor cinci cerințe. Așadar, prima este următoarea. Indică sensul din text al secvenței peste putință de suportat, o cerință devenită clasică. Aici ce trebuie să facem noi prima și prima oară este să identificăm în fragmentul dat secvența. Atenție, secvența face parte dintr-un context. Noi nu trebuie să oferim un sinonim, ci trebuie să încercăm să o explicăm, să detaliem cât mai mult sensul ei. Dacă eu găsesc că secvența și zic doar așa, era peste putința de suportat acum, secvența nu are niciun sens. Trebuie să văd care este contextul, de asta trebuie să citesc cât mai mult. Trebuie să încep chiar cu rândul de unde începe secvența în ultimii ani de liceu, când mă luptam cu lungi crize de melancolie, deci observăm tânărul se lupta cu lungi crize de melancolie, mai izbuteam încă uneori să regăsesc lumina de aur verde din acea dupamiază de la râmnicul sărat. Dar, deși beatitudinea era aceea și era peste putință de suportat acum, îmi agrava prea mult tristeția și tot nu este suficient cât am citit, trebuie să continuăm ca să avem Ansamblul secvenței, căci de data aceasta știam că lumea din care făceau parte salonul și perdelele de catifea verde și covorul pe care înaintam în genunchi și lumina neegalată era o lume pentru totdeauna pierdută. Deci tânărul nu mai putea să suporte amintirile legate de pătrunderea în acel salon, deoarece știa că cele evenimente nu se vor mai întoarce niciodată, nu putea să îndure, nu mai putea să facă față și atunci răspunsul pe care l-am oferit eu este următorul. Uh, sintagma dată se referă la imposibilitatea autorului de a îndura amintirile din copilărie, deoarece Mircea Eliade era conștient că lumea aceea pe care o proiecta mental era pierdută pentru vecie. Cerința numărul 2 sună așa menționează motivul pentru care salonul era aproape necunoscut copiilor așa cum reiese din textul dat. Deci trebuie să citim cu atenție textul și dacă am fost atenți, imediat identificăm următoarea secvență. Am ieșit din odaia noastră a fratelui meu și a mea, doilea paragraf, și da bușilea ca să nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon. Atenție! Aproape că nu-l cunoșteam, Căci nu ni se îngăduia să intrăm decât la zile mari sau când aveam un safir și atunci răspunsul pe care eu l-am dat este următorul. Salonul nu era cunoscut copiilor deoarece autorul avea acces doar în anumite momente speciale precum sărbători sau primirea unor evenimente. Așa, trecem mai departe, dragi prieteni. La 3 ne cere efectul pe care l-are asupra copilului intrarea în salon și evident să ne justificăm răspunsul cu o secvență relevantă din text. Trebuie să citim textul să vedem prin text unde este cuvântul salon intrare în salon, să vedem ce se întâmplă în momentul în care el pătrunde în salon. Dar de, de dar de data aceasta am găsit-o descuiată și tot de a bușilea am pătruns înăuntru, acum pătrund în salon. Să vedem dacă ne spune efectul. În clipa următoare, emoția m-a țintuit locului. Parcă aș fi intrat într-un balat din basme, deci am identificat și care este efectul. Efectul pe care pătrunderea în salon îl are asupra autorului este emoția și secvența pe care o utilizăm ca să concretizăm afirmația este următoarea, în clipa următoare, emoția m-a țintuit locului. Nu este foarte greu dacă suntem atenți. La 4 să vedem, dragi prieteni, rolul exercițiului de reamintire practicat de-a lungul timpului de autor, valorificând informațiile din ultimul paragraf. Deci tânărul face un exercițiu de reamintire și să vedem ce rol are el. Atunci trebuie să căutăm în text exercițiu, reamintire, să fim atenți la sintagmele astea. Chiar ultimul paragraf spune așa, pe la mijloc pe acolo în ultimul paragraf, exercițiul acesta de recuperare a momentului epifanic l-am practicat mulți ani și regăseam întotdeauna aceeași plenitudine în care mă lăsam să alunec ca într-o clipă fără durată, fără început și fără sfârșit. În ultimii ani de liceu când mă luptam cu lungi crize de, de melancolie mai zbuteam încă uneori să regăsesc lumina de aur verde și am citit și acest fragment când a fost nevoie să rezolvăm prima cerință. Deci, vedem că el își reamintește acel moment când a pătruns în acel salon minunat, tocmai pentru a-și alunga tristețea generată de momentul prezent, momentul în care el era melancolic, când îl cuprindeau acele stări de tristețe, el își amintea acel moment extraordinar, acel moment când a pătruns în salon, când s-a regăsit pe sine, când se vedea pe el în acele oglinzi venețiene mai frumos, parcă altul. Și atunci spunem așa, la patru rolul pe care exercițiul de reamintire îl are este acela de a oferi tânărului prilejul evadării în trecut cu scopul de a-și alina anumite tristeți generate de momentul prezent. Și la cinci ultima cerință, dragii mei prieteni, și prietene, în 30-50 de cuvinte, aici trebuie să fim atenți, să respectăm cerința, 30-50 de cuvinte, o trăsătură adolescentului Mircea Eliade, așa cum se desprinde din ultimul paragraf. E bine că ne oferă și paragrafele pe care trebuie să le avem în vedere pentru a rezolva corect. Știm că el era melancolic și atunci răspunsul pe care eu l-am oferit este următorul. O trăsătură lui Mircea Eliade, așa cum se desprinde din ultimul fragment, o constituie melancolia. El se confrunta în adolescență cu anumite crize care genera o tristețe ce putea fi alungată doar prin proiecția sa în trecut prin ajutorul amintirilor. Această metodă începe să-și piardă efectul, deoarece tânărul este conștient de trecerea timpului, care nu-i mai permitea să trăiască niciodată acele evenimente Dragii mei prieteni, revenim cu textul argumentativ.